Mergem la meteo. Ramon are vremea pentru noi și ne aduce vești așa și așa. Dar Ramona nu este vremea. Bună dimineața din nou tuturor! Începem o nouă săptămână cu vreme în general închisă și rece, având în vedere că suntem în prima decada lunii martie. În majoritatea zonelor temporar se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare, dar în timpul zilei, mai ales în sud și sud-vest, vom avea și lapoviță sau chiar ploaie. La munte va ninge local moderat cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, izolat și trecător cu unele intensificări. Izolat în special noaptea vor fi condiții de ceață. Mergem în Maramureș, unde cerul va fi acoperit de nori și va ninge slab în cea mai mare parte a regiunii. Maximele de astăzi nu vor depăși 3 grade în Baia Mare și 4 grade în Sighetul Marmației și în Satu Mare. Vreme închisă vom avea și în Crișana, dar precipitații nu se anunță decât izolat. Așadar, termometrele vor indica maxime de până la 4 grade în Oradea și 5 grade în Arad. În Banat, cerul va fi acoperit și sunt așteptate precipitații mixte. Mercurul din termometre nu va depăși 4 grade în Reșița și 5 grade în Lugoj. Pentru Oltenia, meteorologii anunță vreme mohorâtă cu cer noros, dar și cu ceva precipitații prin nordul regiunii, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele de astăzi vor atinge 4 grade în Craiova și Slatina și 5 grade la Târgu Jiu. În Transilvania vor predomina ninsorile, însă prin vest sunt așteptate precipitații mixte. La prânz nu vom avea mai mult de 1 grad în Miercurea Ciuc, 2 la Brașov, 3 grade în Sibiu, 4 la Cluj-Napoca, 5 grade în Deva și 6 în Alba Iulia. Astăzi va ninge și în Moldova, vântul va sufla slab până la moderat, iar valorile termice nu vor depăși 0 grade în Suceava, 1 grad la Piatra Neamț, 2 în Bacău și Vaslui și 3-4 grade în Galați și în Focșani. În Dobrogea, ziua de luni vine cu lapoviță, dar și cu ninsori slabe. Maximele de astăzi vor atinge 3 grade în Sulina și 4 grade în Constanța și în Tulcea. În Muntenia, cerul va fi acoperit de nori și temporar va ninge slab. Termometrele nu vor indica mai mult de 3 grade în Pitești și Târgoviște, 4 grade în Buzău, Slobozia, Călăraș și Giurgiu. În capitală vom avea o zi cu cer noros, iar temporar cu precădere seara și noaptea va ninge slab. Temperatura maximă va fi de 4-5 grade. Zilele următoare aduc ninsori și maxime ce nu vor depăși 2-3 grade. Așadar, iată cum începutul de primăvară vine mai mult cu aspect de iarnă. Vă anunț că toată săptămâna vom avea parte de vreme închisă cu precipitații și temperaturi scăzute. Așadar, încă nu se instalează primăvara. Cam atât despre vreme. Momentan o zi excelentă să aveți, Flori.